Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate din Iași, împreună cu procurorii DICOT, efectuează cercetări în cadrul unui dosar ce vizează efectuarea de operațiuni cu substanțe psihoactive. Luni, un bărbat bănuit de efectuarea de operațiuni cu substanțe psihoactive a fost surprins în flagrant delict. Asupra acestuia au fost descoperite 25 de grame de substanțe psihoactive, cu ajutorul cărora s-ar fi putut prepara peste 2000 de doze. Față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii, iar ulterior acesta a fost prezentat Tribunalului Iași, instanța dispunând arestarea sa preventivă pentru 30 de zile. Acțiunea a beneficiat de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din Poliția Română.